Ilie Cioară, Căutarea obsedantă. Undeva, în profunzime, sursa sacrului prezentă, care în clipe de odihnă, când gândirea e absentă, ne dă sfaturi înțelepte spre propria redresare și vrea să o descoperim prin firească integrare. La îndemnul ei sublim, gravnic, Euul intervine și, îmbătat de-a lui cunoașteri despre ce e rău și bine, își arogă în chip nevrednic rolul de conducător cu pretenția absurdă de a ne fi folositor. El, din știința lui lumească, scoate rețete învechite și, prin efort, siluire, le vrea prin timp împlinite. Grijă, zbucium, îndoieli, mereu teama însoțitoare, cu fiecare formă, amăgirea noi mai mare. Cu acest sfetnic de drum, pescuim doar ce cunoaștem. Totul e bazat pe vechi și prin vechi nici când nu creștem. Ba, mai mult, vom da amploare egoului posedant, făcându-l mai agresiv, prin cumul mai degradant. Căci realitatea vieții cu iubirea însoțită, de-i urmărită prin el, toată firea-i oropsită. El, mergând din scop în scop, șir imens de idealuri, unul mai absurd ca altul, tot atâtea rostogoluri. Prețuite sunt averia, gloria, renume, faimă. Toate astea au în umbră nelipsita frică, spaimă. La fel de amăgitor drumul legat de o credință și aici tot meschinul eu prins de falsa înăzuință. Spre izvorul fericirii nu pornim la drum cu scop, nici cu intermediari, el fiind tot eul miop. Căutarea și aflarea cale absolut greșită, fiindcă se începe cu știu, mintea cea închipuită. Dacă cele revelate ne sunt tot la fel de clare, atenția luminează, dispar scopuri căutare, neangajați psihologic, în noi pace, armonie, acest climat ne oferă cea mai pură melodie. Murmurul vieții noi, prin clipe înnoitoare, el ni se oferă gratis, ca o binecuvântare. N-avem nimic de făcut, cu al nostru ego absent, doar privim și ascultăm tot ce apare în conștient.